Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânceu sunt astăzi la istoria fotbalului, episodul 7, cu domnul Nicolae Diminescu, fostul component al lotului Polist, când Știința, cum se numea echipa atunci, a cucerit primul trofeu din istorie, Cupa României, în 1958. Domnule Diminescu, iată un maraton în care am aflat multe, multe lucruri noi și sper că vom afla în continuare. Așadar, am pomenit pe parcursul episoadelor precedente toate numele din lotul cu care Poli a evoluat în acel sezon 57-58, un sezon excepțional pentru club, adică locul 3 în prima divizie, la egalitate de puncte cu locurile 1-2. Titlul pierdut la final după acel 0-7 cu Progresul la București. Câștigarea Cupei României, câștigarea de către Ciosescu, vârful de atac al echipei, a titlului de goalgetter în prima ligă, al doilea său titlu de goalgetter, iar mai apoi în toamnă, sigur, sezonul următor, deja vorbim de 58-59, participarea în Supercupa României, dar se numea Cupa Scânteii. De fapt, era o ediție neoficială, să zicem, a Supercupei României de azi, pierdută cu Petrolul și, de asemenea, prima participare într-o competiție internațională, oficială, Cupa Dunării, un fel de Cupa Europei Centrale. Dar, mă rog, poate o să ajungem și acolo. Vreau acum să ne oprim la dumneavoastră. Dumneavoastră a jucat atacant? Am jucat, deci, conducător de joc, să zic, cumva. Mijlocaș? Nu, atacant. Deci, zecearul ăla de acolo. Inter. Dreapta sau Inter. Stânga? Stânga. Stânga. Așa, apăreți, iată, în semifinala de cupă cu Steagul Roșu Brașov, o echipă foarte bună, și vreau să ne referim. Poli era la un singur meci de marea finală, niciodată Poli nu fusese până atunci într-o finală de cupă. Ulterior va fi în destule, dar din păcate doar două câștigate. Vreau să vă referiți la acel meci cu Steagul Roșu. Iată, un meci foarte important. Deci s-a jucat pe Republicii, tot așa... Mă iertați că vă tot întrerup, dar pentru cei, mai ales pentru cei tineri, fac aceste precizări. Stadionul Republicii, până la stadionul 23 august, care a fost inaugurat în 53 pentru Festivalul Mondial al Tineretului, care a avut loc în România și atunci s-a construit într-un timp record acel uriaș stadion 23 august, spre 80.000 de spectatori, ba chiar 100.000 au fost la un meci cu Iugoslavia în 57 pentru calificările mondialului din 58. Ei, înainte de 23 august, stadionul Republicii era cel mai important din România. Era un stadion care în perioada interbelică s-a numit ONEF sau ANEF, sau Principele Carol, după numele lui Carol al II-lea. Stadion celebru. A fost demolat în anii 80 pentru lucrarea numită Palatul Poporului, actualul Palat al Parlamentului. Bun. Deci s-a jucat pe teren neutru semifinala cu Steagul Roșu. Deci semifinala asta s-a jucat, să zic, pe, cum am zis, pe Republicii, și antrenor era Dincă Schilieru. N-am crezut că voi juca și a fost o surpriză că m-a nominalizat. Am intrat pe teren. A jucat chiar interstâng în meci. Da, interstâng. Și țin minte că terenul era destul de moale și apăruseră pentru prima dată pantofii, nu bocancii, că înainte existau bocanci de fotbal. Da. Deci, care aveau acum ceva cuie sau cum, un pic Doamne ferește, vorbesc de crampoanele alea mai... Crampoane nu, erau crampoane, totuși nu erau metalice. Nu erau metalice. Nu, erau tot din piele. Da. Din piele. Și nu erau detașabile sau... Da, dar nu erau cu filet. Dar astea, ghetele care au apărut, erau, deci, destul de, pentru prima oară, neprotejate. În sensul că celelalte bocanci aveai partea din față, aveai o parte întărită. Da, știu. Ceea ce nu crea mobilitate și nici precizie la execuție. Da. Cealaltă
avea avantajul că puteai controla foarte bine mingea, dar în același timp era expus. O talpă pusă acolo însemna unghiile terminate. Deci, am avut ghinionul că să mă țină un mijlocaș bârsan care era renumit ca duritate. Și în primele contacte voia să mă pună la punct puțin. Adică, da, dumneavoastră erați foarte tânăr, abia împlinise 19 ani. Asta era una, a doua, îmi cam plăceau fentele. Și cam câteodată exageram cu aceste fente, dribbling-uri și așa mai departe, care câteodată erau și nu erau gustate de adversari. Chiar și când jucam acasă, când jucam contra Lunea Cojii, nu prea îi plăcea. Și mă cam altoia. Cojereanu. Sigur, Cojereanu, mă cam altoia. Deci era unul dintre cei, în schimb, Mazăre îmi spunea, pot să mă driblească. Numai nu ține prea mult mingea. Da, Mazăre era spre finalul carierei. Da, spre final, dar era totuși un om ascultat în echipă, fiindcă datorită vârstei. Da. A, așa. Practic era singurul, să zic, supraviețuitor în ghilimele din echipa promovării din 48. Da, și meciul mare, cine l-a făcut? L-a făcut Cădaru. De fapt, Cădaru a făcut două meciuri consecutive. Și finala, când și a dat finala, și finala, și meciul de divizie, ultimul meci, jucat la Steagul Roșu, la Brașov. Da, iată, tot cu Steagul Roșu. Sigur, și pe care și acolo i-am bătut. Și acolo el iar a marcat. Deci, în semifinală, cât a fost scorul? În semifinală, 1-0. 1-0. Da. Tot 1-0. Da. Și dincolo 3-2. Da, 1-0, da. Zic tot 1-0, da, ca și în finală. Da, da. Da. Și echipa s-a mobilizat foarte bine și datorită formei lui Cădaru, l-au jucat, cam toată lumea l-a jucat pe Cădaru. Și Cădaru avea un fizic, să zic, de protecție, care își putea acoperi și un șut foarte bun. Și tocmai asta l-a făcut ca să și marce în toate meciurile astea. Și ei, Steagul, voiau să câștige. Deci nu că ne-au dat meciul sau așa, să juca pe teren neutru. Nu? Deci în echipă au fost cam aceeași echipă care avea să câștige și cupa, deci cu excepția mea, așa, că am ieșit cam accidental de acolo și nu am jucat aproape tot meciul accidental, fiindcă nu se făceau schimbări. Și așa e. În final am reușit să câștigăm și lucrul ăsta ne-a calificat pentru final. De aici am plecat la Steagul. Pentru ultimul meci de campionat. Pentru ultimul meci de campionat. Acolo am fost două zile în cantonament. Da, când Poli încă, înaintea acelui meci, încă avea șanse la titlu. Da. Încă... Am povestit că titlul se decide la Gulavraj între trei echipe. Și acolo i-am bătut pe Steagul și am venit după aceea la București, unde am jucat un final. Tur de forță. Da. Au fost foarte câteva scurt, meciuri foarte în scurt, timp scurt. Datorită formei de vârf a lui Cădaru, am câștigat noi. Ați fost prezent la finala de la București. Da, am fost. Ați făcut deplasarea. Da, am făcut deplasarea. Da, ați văzut meciul din tribună. Da, da. Da, da. Și am venit cu cupa, am venit și ne-am fotografiat în fața catedralei acolo. N-aveți cumva... Am fotografie. Aveți fotografia da, aceea? Da, da, o am. E incredibil. Acum aflu... Cum să nu? Aia era și în sediu. E și în sediu clubului. Era la intrare o fotografie în care erau profesorii Bâlă. Da. Era doctorul Craioveanu. Bun, stați un pic. Și câți jucători apar în fotografie? Acolo? Păi eu am aici, O vom prezenta într-o emisiune viitoare. Da. Era Zbârcea, era Florescu, era Brânzei acolo. Deci... Ok, fotografia aia, eu nu mi-o amintesc despre care spuneți că era în sediul clubului. Da.
am tot umblat prin sediul clubului de prin 1995, de când am debutat ca ziarist, vechiul sediu aflat la Casa Politehnicii numărul 1. Și chiar vă rog, stimați telespectatori, cei care dețineți fotografii din trecutul echipei, iată, foarte greu găsim despre... sunt anumite perioade în care, despre care foarte, foarte greu găsim fotografii. Și vreau să vă spun că s-a făcut și acest muzeu la sala... Da, la Constantin Jude, la sala Constantin Olimpia, Jude, expoziția sportului Bănățean. O expoziție Bănățean. A sportului Bănățean, unde, să știți, cu mare greutate acest pasionat Remi Rădulescu a strâns materiale. Cu mulți bani de la el dat, cu sponsor, dar a reușit totuși să formeze un fel de enciclopedie putem sportivă. Putem chiar și îndemna pe poate, cei care dețin sigur, cupe, trofee, medalii, diplome, da, să ia legătura cu domnul Remi Rădulescu, îl găsiți pe Facebook acum, așa, totul sigur pe, că da. Și să fie expuse acolo, e o expoziție permanentă. Da, iată, am terminat acel sezon 57-58, Poli cucerește cupa. Ați fost așteptați la gară de când ați venit cu trofeul, cum se va întâmpla în 1980 și cum s-a întâmplat în 48 la promovare, când a creat un entuziasm de nedescris. În 48 țin minte când ne-am dus pe surogat, că aici e Corzo și surogatul. Nu știu ce e surogatul. Surogatul e partea opusă Corzo-lui. Aha. Asta era așa surogat. Se zicea. Da, surogat. Și aici, pe o tabelă, erau expuse rezultatele de la și lumea aștepta. Da, și nu existau transmisii radio, astea vor fi introduse în anii 60, fotbal minut cu minut. Evident, nu exista internet, să aflăm în timp real de pe site-urile specializate, scorul și acolo așa mai așteptam departe cu înfrigurare rezultatul, ultimul rezultat. Și atunci s-a calificat și era o nebunie fantastică când Poli a intrat în divizia. Da, vorbim de 48, dar de Cupa României, când ați venit cu trenul, că bănuiesc că n-ați venit cu avionul înapoi. Nu. Logic. Da. Dar ați venit cu trenul, ați fost așteptați la gară de multă lume. Nu. S-a venit până în centru și acolo. S-a la făcut rectorat. Poza aia. Nu la rectorat. În fața... Nu dați nume de ceva restaurant. Nu. Este în spatele catedralei, adică nu, în fața catedralei, cu privire la operă. Aha, deci cu opera, aici. Da. Și aici s-a făcut o poză. Doar atât. Era lume multă? Poftim? Nu. Anonimat era. De ce? Nu știu de ce. Era luna iulie, că atunci s-a jucat finala, și cred că era perioada probabil, aia de concedii. Da. Interesant. Bun. Ce se întâmplă cu dumneavoastră după, în acea vară? Da. Rămâneți la Poli, din câte știu, nu? Nu. M-a luat bindea și m-a dus la Metalul Bocșa și am jucat în divizia C. În vara lui 58, după câștigare? Da. Un tur. Metalul Bocșa. Bindea era antrenor acolo? Bindea era antrenor, da. Divizia C? Da. Da. Pe urmă, terminând facultatea... Ce facultate? Facultatea de biologie. Facultatea de biologie, aici la Timișoara. Da. Da. Spuneți-vă, am fost repartizat în Țara Făgărașului. În Țara Făgărașului, ce frumos. În Țara Făgărașului, da. Unde dumneavoastră aveați rude. Unde aveam soția de acolo. Soția de acolo. Era deja de erați acolo. Căsătorit? Nu. Atunci mă căsătorisem la terminare. Ați cunoscut-o în facultate? În facultate, da. Și am plecat amândoi într-un sat unde aveam împreună post. Da. Cum se numește sat? Calbor. N-am auzit de sat. Nu există. Da. Nici eu n-am auzit când am mers. Și asta a fost o aventură formidabilă. Când am ajuns în gară, am întrebat unde e satul, fiindcă evadasem de la armată. Le-am spus la colegi, băieți, eu am plecat, reușit să mă acoperiți. Și m-au acoperit, eu am sărit prin gard și direcția tren și direcția Făgăraș. În Făgăraș m-am dat jos în gară și am întrebat unde e calborul ăsta. Zice, domnule,
peste deal. Asta e un sat sau o comună? Un sat era. Și zic, domnule, nu există un taxi? Zice, taxiul, da, bine, haide, vă duc până unde pot. Și m-a dus până în fața unei păduri. Acolo a trebuit să traversez pădurea și tremuram tot. Eu, băiatul de Timișoara, în pădure, cum să rea o broască, zic, ăsta e cel puțin lup. Și în sfârșit am ajuns și văd eu, ăsta e satul Calbor. Zic, domnule, școală, nicăieri școală. Și că încolo era primăria sus și școala jos. Dar nu și-au pus firmă. Fiindcă firma după aia eu am făcut-o. Și m-am dus să caut directorul. Și am găsit un director de ăsta bătrân la fereastră, era dimineață, spre dimineață. Zic, domnule, o profesoară mai tânără ați primit? Zice, a doua casă. Și am ajuns la deschiderea festivă de atunci, care nu o să uit în viața mea, cu copii veniți cu traista, așa, unii și desculți, și cu WC-ul lângă fântână, cu o... am cerut materiale didactice, mi-au dat materiale de pe vremea Austro-Ungarii, pur și simplu erau materiale excelente, și acolo o suită de dascăli bătrâni, dar cu care am făcut un prim an. Și după ce am făcut anul ăsta, acolo am făcut un teren de fotbal, unul de volei. La fotbal am găsit un om care a jucat în divizie și era inginer zootehnic și am făcut cu el niște meciuri. Vă amintiți numele lui? Butnar. În prima divizie a jucat? Nu. Câți ani ați stat acolo? 20 de ani. 20 de ani, nu, în satul ăla un an, da. Și după aia auzind că au o echipă... La orașul Victoria? La orașul Victoria, m-am dus la orașul Victoria. Și acolo ați jucat? Și am luat carnetul și le-am dat. Și când le-am dat carnetul, zice, nu se poate. Jucă la Poli Timișoara și veniți să-mi redați carnetul, erau obișnuiți să cer ceva, da, da, în schimb. Și m-au pus să dau o probă de joc. Și am jucat... Și după jumătate de oră au zis, domnule, carnetul, care zic, nu, Cum se numea echipa, vă amintiți? Chimia Victoria. Chimia. Da. Chimia Victoria. Chimia Victoria, cu care am intrat, eu am devenit jucător și antrenor. Ați fost și jucător și antrenor în același antrenor. Timp. Am băgat-o în divizia C și am câștigat primul trofeu cu ea, Cupa Silviu Ploieștean. Da. Și cupa, jucând chiar împotriva lui Adamache, care juca la Steagul. Da. Și care i-a marcat chiar din foarfeca asta care m-a învățat Andrei Rădulescu. Și ne-am calificat în finală, unde am jucat cu Chimia Făgăraș. Și am bătut prin tactica cu care am abordat-o, jocul la offside. Lucru care azi nu se mai poate face. Sau nu se face. Ieșire la offside. Și prindeam câte 5 metri. Și am câștigat și am venit acasă, iar mașina respectivă a făcut niște tururi prin Făgăraș și cu cupa respectivă și este singura cupă care a câștigat-o orașul Victoria. Da, suntem la finalul acestui episod. Va trebui să continuăm pentru că mai avem și o perioadă în anii 90 când ați fost implicat în conducerea clubului Poli. Așadar, mai avem și cu siguranță nu plictisim pe nimeni pentru că sunt lucruri care vor rămâne în istorie cât va exista curentul electric și internetul pe fața Pământului. Să ne revedem sănătoși!